Campionatul fotbalistic al Ligii Prieteniei Giurgiu a programat aseară pe stadionul La Balon de pe șoseaua Prieteniei, prima manșă din etapa a doua competițională. Patru partide au fost disputate una după alta, la interval de o oră, dovedindu-se încă de la început o manșă încărcată de hotărâre și efort, fiecare partidă fiind foarte disputată. Prima întâlnire a pus față în față o echipă foarte tânără, ASEA Viitorul, cu energia Remuș, o partidă derulată în viteză și pe alocuri tensionată. Dar fotbalul per ansamblu a fost unul de calitate, iar în final cei mai tineri au învins. Energia Remuș, ASEA Viitorul 2-4 și turneul merge mai departe. Da, ne bucurăm că am reușit să câștigăm și împotriva Remușului, o echipă bătrână, experimentată, care a știut să așeze pe teren. Noi, un grup de copii, cât de când ne mișcăm și noi, ne place ce facem și ne bucurăm că am câștigat în această seară. Poate vă place prea mult, am văzut că v-ați și certat la un moment dat între voi, nu mai vorbesc de jocul puțin mai tare și al adversarilor și al vostru. Da, eu țin foarte mult la jucătorii mei să nu ia cartonașe galbe cum s-au luat și, de exemplu, cartonașul roșu care m-a exasperat destul de mult. M-am supărat pe ei, dar e bine că am câștigat până la urmă. Și ultima întrebare, unde vă opriți la această competiție? Sperăm că în final. Un meci foarte bun, am văzut mai multe meciuri de la această competiție și mi s-a părut unul dintre cele mai bune meciuri care s-au disputat în cadrul acestei competiții. Ce ambiție aveți cu echipa voastră? Ambiție, să câștigăm fiecare meci la care luăm parte. Asta e important. Participăm, facem mișcare și acum că s-a întâmplat să pierdem, asta este. Data viitoare să ne luăm revanș. Per ansamblu, cum vi se pare competiția? Un lucru foarte bun. Da, și așteptăm nerăbdător săptămână de săptămână, așteptăm fiecare etapă, așteptăm să venim să ne prezentăm și să jucăm, să încercăm să câștigăm fiecare meci. E mai ușor la fotbal în sală decât cel adevărat, să spunem? Nu, este mai greu. Este mai greu, un efort fizic mult mai mare, dar încercăm să facem față pe ambele planuri. Chiar dacă v-a lipsit Dan Dotar, ați avut un portar bun astăzi. Nu putem să reproșăm înfrângerea voastră portar. Da, într-adevăr, îl avem pe Cristi. E bine să avem doi portari, pentru că lui Dan nu i-a permis serviciul să fie alături de noi în seara asta. Poate săptămâna viitoare o să-l avem cu noi și sunt convins că săptămâna viitoare o să câștigăm. Tot joi s-a mai disputat partida care a pus față în față formațiile Prietenii și TNL Giurgiu, o partidă de asemenea disputată, dar la capătul căreia tinerii liberale au trebuit să se recunoască învinși cu 7-3. Și tot în cadrul manșei întâi din etapa a doua a campionatului s-au mai disputat partidele dintre Liga Prieteniei și Foris Bicu, 4-4, iar seara a fost încheiată cu întâlnirea dintre SNLP și Los Angeles, scor final 4-0. Următoarea manșă se va desfășura luni, 16 noiembrie, cu începere de la orele 20. De altfel, organizatorul competiției, Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, a stabilit pentru întreaga durată a competiției următorul program, cu începerea primei partide din fiecare manșă, luni începând cu ora 20 și joi începând cu ora 17.